În această seară vom studia un subiect intitulat Top Secret sau Strict Secret. Înainte de a derula câteva mărunțișuri din detaliile acestui subiect, aș dori să clarific doi termeni care pentru foarte multă lume produc confuzie, și anume predestinarea și previziunea. Deci Dumnezeu, deși vede viitorul, îl anticipă, nu va forța voința sau conștiința individului în a lua o decizie pentru sau împotriva vieții veșnice. Predestinarea însă, în contrast cu previziunea, este același lucru, abilitatea lui Dumnezeu de a vedea lucrurile în viitor, cu diferența că Dumnezeu eventual s-ar putea interpune, anticipa și interveni în schimbarea cursului istoric al Universului în deacord cu voința sa absolută. Atunci când discutăm despre acest plan secret sau top secret, care a fost cel mai bine secret păstrat de Dumnezeu în Univers, vorbim de îmbinarea sau eventual incompatibilitatea a două noțiuni. Previziunea, care este abilitatea lui Dumnezeu de a cunoaște viitorul, anticipa viitorul, fără ca să intervină, să modeleze voința ființelor libere. Pe de altă parte, avem predestinarea, este abilitatea lui Dumnezeu de a vedea viitorul, de a interveni în el și a modela voința individului sau voința ființelor libere într-o așa manieră ca să împlinească voința lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a ordonat ca păcatul să ia ființă, dar i-a prevăzut existența și a luat măsuri ca să întâmpine această teribilă situație. Deci, observați dumneavoastră, aici este o declarație care susține un anume punct de vedere sau o anumită teză. Dumnezeu n-a ordonat păcatul ca să ia ființă, dar i-a prevăzut existența și a luat măsuri ca să întâmpine această situație teribilă. Deci, în planul său de mântuire, el, în creația Universului, Tatăl Ceresc și-a asumat riscul ca undeva, cândva, într-o bună zi, ființele create de el au șansa, au libertatea de a se răscula împotriva Creatorului, lucru care s-a și întâmplat. Dumnezeu nu a dotat pe om cu sămânța rebeliunii. Aceasta este un mister, este o taină. Calvin este unul dintre fruntașii promotori ai predestinării. Dumnezeu se îndură de cine îi place, nu? Este textul de bază a conceptului predestinării, a teoriei predestinării, susținută de Calvin, în afara contextului. Spui, băi, dacă e așa, atunci de ce să mă tot chinui eu să-i fiu pe plac lui Dumnezeu, când dacă nu mă are la casa sufletului și nu mă vrea, nu mă vrea. Dacă nu mă înghite, nu mă înghite. N-are rost eu să mă fac pe pocăitul, să mă întorc la el, dacă Dumnezeu se îndură în mod subiectiv de cine îi place și nu se îndură de cine nu îi place. Haideți să citim textele din Scriptură și apoi să tragem câteva concluzii, făcând sinteza textului în mod sănătos și plin de bun simț, în referință cu celelalte informații pe care le avem la dispoziție. Deci, ce vom zice? Textul este din Roman, capitolul 9, unde Apostolul Pavel abordează în mod extrem de potignitor pentru creștinul neavizat această teorie sau această concepție a predestinării. Deci, ce vom zice? Nu cumva este Dumnezeu nedrept sau este nedreptate în Dumnezeu? Pavel zice nici de cum. Căci el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Isaia, pe de altă parte, strigă, spune versetul 27, este un context lung. Isaia, pe de altă parte, strigă cu privire la Israel. Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai o rămășiță va fi mântuită. Deci, iată că aici acest al doilea text arată ceva mai special. Deci, îndurarea lui Dumnezeu, plăcerea lui Dumnezeu de a se îndura de un om sau de un altul, depinde de niște factori care nu sunt descriși de Apostolul Pavel. Dar concluzia acestui întreg capitol 9, adică o porțiune aceasta de capitol 9 care se ocupă cu
predestinarea, aparenta predestinare, nu? Și subiectivismul lui Dumnezeu de a mântui pe cine îi place și a lăsa pe să moară pe cine nu îi place, este concluzionată în versetul 27. Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai o rămășiță va fi mântuită. Deci, până la urmă, este Dumnezeu subiectiv sau nu este subiectiv? Care sunt concluziile pe care le putem trage după citirea acestor versete? Știți, am întâlnit oameni în Statele Unite unde noțiunea sau teza aceasta a predestinării este susținută la greu în mijlocul sau în rândurile credincioșilor protestanți. Am întâlnit oameni, adeseori, care susțineau această idee a predestinării, iar ei înșiși nu știau dacă sunt aleși sau lepădați. Ce poate fi mai ridicol decât această formă bizară de gândire? Să promovezi ideea predestinării a unui Dumnezeu subiectiv, să-i lași în ceață pe oameni, în confuzie și la sfârșit, când ți se pune întrebarea, bun, acum dacă dumneavoastră sunteți promotorul acestei idei a predestinării, că Dumnezeu se îndură de cine îi place și își face milă de cine îi place, mântuiește pe cine vrea și pe cine nu vrea, nu-l mântuiește, atunci întrebarea este, dumneavoastră aveți convingerea că sunteți mântuit? Și omul mi-a spus, nu, aceasta nici noi nu știm dacă suntem pe voia lui Dumnezeu sau nu. Deci cum ne putem arunca sau angaja într-o acțiune asta disperată de promovarea unei gândiri care deformează caracterul lui Dumnezeu, nu? În timp ce noi înșine, fiind victime acelei teorii pe care o promovăm, nu suntem convinși de faptul că într-o bună zi Dumnezeu va aplauda ce am făcut noi și ne vom întâlni cu El în ceruri. Noi nu știm dacă vom fi predestinați pentru mântuire sau nu. Oare așa să stea lucrurile? Pe ce criterii sau care sunt termenii și condițiile pe care Dumnezeu le are pentru a se îndura de oameni, de cine nu-i place și de cine îi place? Haideți să citim câteva versete clarificatoare. Nu există subiectivism în Dumnezeu. Întotdeauna, dacă există rațiune, acest cuvânt s-a născut drept în inima și în conștiința Tatălui nostru din ceruri. Nu cred pentru o secundă că Dumnezeu este subiectiv, arbitrar, sau are toane, ca și omul, se scoală dimineața bine, i-au mers bine, a avut o noapte odihnitoare și este în toane bune. Dumnezeu nu e așa, Dumnezeu nu e ca omul și Dumnezeu nu ar trebui făcut niciodată ca omul. Haideți să citim pe ce criterii se îndură sau pe ce, care sunt criteriile care îl determină Dumnezeu să-i placă unui om, de un om sau și să-l mântuiască în consecință. Luca 2:14 e un text care îl cunoaștem, l-am mai abordat în subiectele trecute. Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oameni plăcuți lui. Deci iată, oamenii plăcuți lui sunt aceia care dau slavă Tatălui Ceresc. 1 Corinteni 8:18. Nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu, nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea. Adică în religie nu există neutralitate, dacă nu câștigi nimic înseamnă că faci un lucru inutil. Și apoi Pavel vine și spune și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Deci n-ai nimic de pierdut dacă nu te duci la filmul ăsta. Deci ideea în sine este că în 1 Corinteni capitolul 10 versetul 5 ni se spune, totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și au pierit în pustie. Cei care citiți în Vechiul Testament cunoaștem cu toții circumstanțele în care majoritatea au murit în pustie. Bineînțeles că acest verset are foarte multă legătură cu ceea ce spunea Pavel în 1 Corinteni capitolul 8, Coloseni 1:10, unde ni se spune, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Deci observați, acestea sunt criterii pe care Tatăl nostru din ceruri le are atunci când hotărăște să se îndure și să-i placă de cineva. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 1. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa să faceți, vă rugăm să vă îndemn în numele Domnului Hristos să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Evrei capitolul 11 versetul 6 ne spune și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Observați, plăcerea aceasta lui Dumnezeu de a se îndura de oameni este condițională și are de a face cu
dinamica sau maniera în care omul se raportează ființei superioare, ființei infinite, care este Tatăl nostru din cerul și Fiul Său, Domnul Iisus Hristos. Deci nu putem considera predestinarea în ceea ce privește mântuirea omului, atenție, în ceea ce privește mântuirea omului, ca fiind un factor care izvorește din subiectivismul, din această particularitate a caracterului Dumnezeu, care nici pe departe nu este aprobată de morala sau de conduita creștină în viața noastră. Deci predestinarea, când e vorba de mântuirea omului, Dumnezeu se îndură de cine îi place și nu se îndură de cine nu îi place, trebuie citită în context, observați, prieteni. În genere, când Evanghelia este predicată fără context, nu are putere de a schimba viața oamenilor. De ce? Pentru că promovează mântuirea în păcat și nu în afara păcatului. Teoria este cunoscută ca fiind harul ieftin. Evanghelia predicată în context are putere de a schimba viețile oamenilor. De ce? Pentru că promovează mântuirea din păcat, adică vindecarea omului, ieșirea omului din lepra păcatului și vindecarea lui, recreerea omului, nu ca o ființă nouă, prin miracolul sau procesul convertirii, care este inițiat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și, bineînțeles, cu acceptul conștiinței umane, nu? Contextul se cheamă Marea Luptă, ca să fiu mai definit. Această expresie dă sens tuturor elementelor Evangheliei. Marea Luptă. Care mare luptă? Marea luptă între bine și rău. Aceasta este cea care ne conduce la secretul, cel mai bine secret păzit din toată istoria Universului, și anume planul de mântuire. Top secret. Acest plan de mântuire conține previziune și predestinează, fără forțarea liberului arbitru. În planul de mântuire a existat un risc real cu consecințe fatale. Iisus risca relația cu Tatăl luând responsabilitatea omului căzut în păcat. Tatăl Ceresc, împreună cu Fiul Său, și vom vedea documentele imediat, cumva au pus la cale, deci asta înseamnă o predestinare, o presetare, ca încă în momentul în care omenirea va cădea în păcat, ei să aibă un plan secret pentru salvarea, răscumpărarea umanității. E, ca aceasta să fie posibil, Domnul Hristos trebuia să-și asume un risc de mântuitor, să-și asigure destinul și, bineînțeles, că asigurându-și destinul sau venind ca protagonist al mântuirii umanității, Domnul Hristos avea să-și asume riscuri enorme în sensul acesta. Dacă aceasta a fost o predestinare, Dumnezeu intervine în desfășurarea evenimentelor pentru a corecta lucrurile, dar tot pentru beneficiul umanității, tot pentru beneficiul Universului, tot pentru fericirea și bunăstarea întregului Univers, populat cu ființe care n-au păcătuit niciodată. Acum, sigur că, deși avem aici o idee, o noțiune a predestinării, Domnul Hristos a fost pus deoparte cu acceptul Său personal și cu acceptul Tatălui ca să salveze umanitatea. Deci, având un destin care nu era 100% realizabil, de ce? Pentru că era riscul. Iisus putea simplu să capoteze, nu? Deci, în contextul acesta, dragii mei prieteni, vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos a fost, nu, pus deoparte, destinat dinainte, adică predestinat, ca să devină Mântuitorul lumii. Dincolo de faptul că noțiunea de infinit nu este asimilată de mintea noastră integral, această nuanță a fost de fapt acceptată totuși de noi ca oameni, deși nu înțelegem infinitul sau universul infinit, îl acceptăm prin credință. Marele Solomon spune, am pus în ei chiar și gândul veșniciei, măcar că nu au putut înțelege de la început până la sfârșit lucrurile făcute de mine. Așa cum noi credem simplu că universul nu are sfârșit, tot așa credem că infinitul este acel ceva de necuprins, nici de întunericul pe care nu-l putem citi, nici de adâncurile sau adâncimile și înălțimile nepătrunse ale universului. În planul de a salva o lume pierdută, ei doi au fost cei care s-au sfătuit,
adică tatăl și fiul. Legământul păcii s-a făcut între tatăl și fiul. Semnele timpului, decembrie 23, 1897, pagina 21. Deci acest plan de mântuire este ascuns în temelia tronului Dumnezeu. Singura persoană cu care tatăl ceresc a împărtășit acest secret coincidental era exact Domnul Iisus Hristos, fiul său, căruia i se permisese să stea pe scaunul de domnie a marelui Eu Sunt, adică Dumnezeu Tatăl tuturor ființelor Universului. Pana Inspirată ne spune că a fost o dezvăluire a principiilor care din leacurile veșnice sunt temelia tronului lui Dumnezeu. Deci iată că înainte ca Dumnezeu nu să aibă un tron, Dumnezeu a pus în sau ascuns în temelia aceea un document strict secret, și anume planul de mântuire. Revenind la declarația tatăl și fiul, care ambii au stat pe tron, textul din Apocalipsa spune: celui ce va birui îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Apocalips 3:21. Deci iată, dragii mei prieteni, ideea minunată că tatăl a împărtășit tronul sau scaunul de domnie cu fiul său, și dacă noi vom birui în lupta aceasta împotriva păcatului, Domnul Hristos ne va oferi posibilitatea să stăm și noi pe scaunul de domnie al Domnului Iisus Hristos. O declarație foarte interesantă: planul pentru răscumpărarea noastră n-a fost un gând venit ulterior, un plan formulat după căderea lui Adam. A fost o descoperire a tainei care a fost ținută ascunsă de timpuri de veacuri, Roman capitolul 16:25, iată că avem și textul biblic. O taină care a fost ținut ascunsă timp de veacuri, nu? A fost o dezvăluire, planul de mântuire, a principiilor din veacurile veșnice, care au fost temelia, sunt temelia tronului Dumnezeu. De la început, Dumnezeu și Hristos au știut de apostazia celui rău, căderea omului prin puterea înșelătoare, nu? Dumnezeu n-a ordonat ca păcatul să ia ființă, dar i-a prevăzut existența și a luat măsuri ca să întâmpine această teribilă situație. Atât de mare a fost iubirea sa pentru lume, încât s-a hotărât să dea pe unicul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ce este foarte interesant în declarația asta, vedem de fapt, prieteni, două elemente. Dumnezeu n-a ordonat păcatul să ia ființă, dar i-a prevăzut existența. Asta este previziune. Apoi, partea a doua spune: a luat măsuri ca să întâmpine această teribilă situație. Asta este intervenția lui Dumnezeu în actul viitorului pentru recuperarea circumstanțelor create de păcat, salvarea omenirii, salvarea universului, iar Fiul lui Dumnezeu, Domnul Hristos, avea o misiune mai înaltă, mai elevată decât mântuirea omului, și anume salvarea onoarei Tatălui nostru din ceruri, care fusese, mă rog, afectată sau atacată de bârfa sau calomnia care a fost adusă de către rebelul ceresc împotriva caracterului lui Dumnezeu. Deci avem această simbioză, previziunea și această formă de predestinare a Fiului Dumnezeu pentru a întoarce lumea la Tatăl, pentru a salva onoarea Tatălui Ceresc, a readuce pacea și armonia în univers. Deci aceste două idei se îmbină în mod armonios în planul de mântuire, care este extrem de profund și de complex. Nu vom putea înțelege pe deplin acest plan strict secret de mântuire. Noi astăzi probabil că ne lăudăm că înțelegem planul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, pentru salvarea onoarei Tatălui Ceresc și așa mai departe. Dar vreau să vă spun că înțelegem doar în parte. Ia uitați ce spune Pana Inspirată în una dintre cele mai citite cărți din istoria omenirii, Marea Luptă: planul de mântuire nu va fi pe deplin înțeles nici chiar atunci când cei răscumpărați vor vedea așa cum sunt văzuți și vor cunoaște așa cum sunt cunoscuți. Însă de-a lungul veacurilor veșnice, adevărul se va descoperi continuu în fața minților uimite și încântate. Dragii mei prieteni, când s-a
petrecut prăbușirea omului în păcat și când s-a aflat că omul este pierdut, că acea lume pe care o crease Dumnezeu avea să fie umplută cu muritori osândiți la nenorocire și boală și moarte și că nu exista nicio cale de scăpare pentru vinovat, cerul s-a umplut de mâhnire. Știți, întreaga familie a lui Adam trebuia să moară. L-am văzut pe plăcutul Domn Isus, cu o expresie de compasiune și tristețe pe față. Curând l-am văzut apropiindu-se de lumina nespus de strălucitoare care înconjura pe tatăl și îngerul meu însoțitor mi-a spus că ei se aflau într-o conversație tainică. Îngerii păreau cuprinși de o neliniște intensă în timp ce ei comunicau. De 3 ore a fost învăluit Domnul Hristos de lumina sau de lumina din jurul Tatălui, iar a treia oară a ieșit de acolo și persoana lui putea fi văzută. Fața lui era calmă și fără dezorientare sau dubiu și iradia o bunătate și un farmec ce nu pot fi exprimate în cuvinte. Apoi le-a făcut cunoscut îngerilor faptul că găsise o cale de scăpare pentru omul vinovat. Le-a spus că au stăruit pe lângă tatăl său, oferindu-se să-și dea viața ca răscumpărare și să ia asupra lui sentința de moarte, pentru ca omul să poată găsi iertare prin el, prin meritele sângelui său și prin ascultarea de legea lui Dumnezeu, omul să poată avea favoarea lui Dumnezeu să fie adus în frumoasa grădină și să mănânce din rodul pomului vieții. Istoria Mântuirii, pagina 42, 1 și 2. Prieteni, este extraordinară declarația pe care o face Pana inspirată într-un alt text. Dacă mintea lui Hristos ar fi putut fi atinsă, nu de păcat, atunci mânia lui Dumnezeu ar fi venit împotriva Domnului Hristos, așa cum a venit împotriva lui Adam și familiei sale, nu? În grădina Edenului. Atunci soarta bisericii și soarta noastră ar fi fost pierdute pentru totdeauna. Prieteni, acestea sunt declarații extraordinare de o valoare inestimabilă care exprimă riscul pe care Domnul Hristos și l-a asumat în luarea asupra lui a responsabilității salvării pământenilor, învingerii păcatului, salvării onoarei lui Dumnezeu. N-a fost un lucru ușor. Ei, s-a dus Iisus, era Dumnezeu oricum biruia, știa el de la început, nu? A fost un risc enorm și cine nu înțelege că Evanghelia a adus cu sine riscul ca Fiul lui Dumnezeu să fie distrus de păcat cu miliarde de ani înainte de crearea oamenilor, cu miliarde de ani înainte de crearea îngerilor, cu miliarde de ani înainte de crearea galaxiilor și constelațiilor, cu miliarde de ani înainte de a crea întregul univers, cu miliarde de ani înainte de ca Dumnezeu să pună temelia tronului său, el a plănuit cu tovarășul său de lucru și, dacă vreți, de creațiune, Domnul Hristos, planul de mântuire. Pe mine mă doare mintea, deja mă doare capul, că acest subiect aruncă în pulbere, prieteni, mândria mea personală și poate și mândria ta, mândria tuturor celor care au conștiință. Când ne gândim la imensitatea înțelepciunii, infinita putere și autoritatea Tatălui nostru din ceruri și a Fiului Său, în comparație cu noi, după citirea textelor, credeți-mă, mi-e greu să cred că sunt măcar o particulă de praf invizibilă ochiului liber. Știți, când Mântuitorul s-a hotărât să meargă jos pe pământ, Domnul Hristos a dialogat cu Tatăl, așa cum citisem textul, și întreg universul a văzut cu tristețe că există un risc ca Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Dumnezeu adevărat, să nu se mai întoarcă înapoi la Tatăl niciodată, dacă riscul l-ar fi copleșit. Hristos nu va fi niciodată sau nu va mai fi niciodată ceea ce a fost înainte de căderea omului. Tatăl nu numai că l-a dat pe Fiul Său omului, dar l-a dat să fie om și în toată veșnicia. Aceasta afectează planul de mântuire într-un mod pozitiv. Taina ascunsă de veacuri, acest top secret plan de mântuire a fost extraordinar. Unii o iau simbolic. Discutam data trecută despre metaforă. Uitați ce spune Review and Herald, aprilie 9, 1901, pagina 233-234. Darul pe care Dumnezeu l-a făcut omului căzut, dându-l pe Fiul Său prea iubit, a fost un dar real, nu închipuit.
Deci, prieteni, cei care cred în metafore, pana inspirată spune clar că darul pe care Tatăl Ceresc l-a făcut umanității prin împărtășirea Fiului Său prea iubit cu umanitatea, a fost un dar real, nu unul închipuit. Hristos a fost singurul din univers de acest fel. Deci, ar trebui să renunțăm la metaforă și să înțelegem că Evanghelia este cât se poate de reală, că riscul implicațiilor sau purtării hainei omenești pentru recuperarea planetei a fost cât se poate de real. El este și va fi întotdeauna divin, spune pana inspirată, adică Domnul Hristos. El este și va fi întotdeauna divin. Divinitatea sa rămâne nealterată și neschimbată, dar fiecare ființă umană care va cunoaște în propria viață experiența binecuvântată a darului, dăruirii trebuie mai întâi să cunoască și să recunoască acest dar ca pe o realitate divină și chiar în viața și experiența lui Dumnezeu și a scumpului fiu al lui Dumnezeu. Review and Herald, aprilie 9, 1900. 1, pagina 233-234. Prieteni, în contextul planului de mântuire au existat câteva lucruri pe care nu le-am înțeles, nu le înțelegem și nu le vom înțelege, poate că numai în viitorul îndepărtat al lui Dumnezeu. Ce a fost secret sau top secret sau strict secret a fost întruparea Domnului Hristos. Strict secret a fost și crucificarea Mântuitorului. Taina crucii, nu? A fost strict secretă învierea Domnului Hristos. Oamenii n-au putut înțelege cum s-a produs învierea Domnului Hristos. A fost strict secretă revenirea Domnului Hristos. Nimeni nu cunoaște ora și ceasul, nu? Este strict secretă schimbarea naturii umane pe care nu o înțelegem. Noi vedem efectul așa când ne predăm Domnului Hristos și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează în mintea noastră, Duhul lui Dumnezeu, pentru schimbarea noastră, sigur că această schimbare a naturii pământești într-o natură după chipul și asemănarea lui Dumnezeu este o taină, un secret care a fost ținut, păstrat, nu? Fără să știm. Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 15, vă spun un secret, o taină, nu vom adormi cu toții, ci la strigătul unui arhanghel cu trâmbița lui Dumnezeu, când mormintele vor fi deschise, nu noi cei care vom fi în viață la data aceea, vom fi schimbați într-o clipită de ochi. Mai este și un alt secret, strict secret, este numele celor care sunt scriși în cartea vieții. Și mai este și altceva, un secret care l-a păstrat Dumnezeu pentru cei mântuiți, este secretul fericirii veșnice. Dragii mei prieteni, sunt ferm convins că în mila și în dragostea sa, Tatăl Ceresc a păstrat detalii ale secretului cel mai bine păzit din istoria Universului, care este secretul planului de mântuire, de salvare a ta și a mea pentru viața veșnică. Bunul Tatăl Ceresc ne binecuvânteze să facem o incursiune, un studiu personal cu privire la acest aspect, ca să ne hrănim bine cu infinitul, cu calitățile extraordinare ale Tatălui nostru din ceruri, care are lumea în mâini sigure. Nu există niciun motiv pentru noi ca să ne temem atâta vreme cât Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, împărățește în lumea aceasta. Bunul Tată Ceresc să ne binecuvânteze, împărățește nu numai în lume, dar și în univers, controlează toate evenimentele sau are sub călăuzirea sa tot ce se întâmplă. Îngăduie lucruri pentru a mări viteza evenimentelor și pentru a concluziona odată pentru toate una suferința pământenilor și aducerea vieții veșnice. Bunul Tată Ceresc să ne binecuvânteze și să ne dea în această seară această idee călăuzitoare, mă iertați, în care noi să credem că avem un Tată la cârma Universului. Avem pe Fiul Său, Fiul lui Dumnezeu, Tatăl, Domnul Hristos, care are grijă de toate detaliile vieții noastre ca să ne poată mântui cu desăvârșire până la capăt. Și Dumnezeu care a început, nu, această lucrare bună, Pavel spune, sunt încredințat că o va duce la sfârșit. Și noi, ca oameni, să facem același lucru. Am început o lucrare bună de a împărtăși gânduri frumoase cu cei din jurul nostru. Haideți să ne terminăm misiunea ca mai apoi să mergem acasă, la Tatăl nostru, la Tatăl Universului, la Dumnezeul nostru și la Fiul Său, Domnul Hristos, care va veni în curând să ne ia pe norii cerului. Vă mulțumesc pentru prezența pe calea undelor și vă invit la un moment de rugăciune.
Iubitul nostru, Tată din ceruri, îți mulțumim în numele Domnului Hristos pentru har și milă și te rugăm în această seară să ne dai marea bucurie de a ne odihni pe pieptul Tău și de a spăla cu lacrimile noastre picioarele Domnului Hristos. Îți mulțumim, te iubim și vrem să rămânem ai Tăi de acum și în veci. Amin.